Schitul Petroșnița din județul Caraș-Severin a fost astăzi loc de pelerinaj pentru numeroși credincioși din Banatul de Munte și din țară, veniți să participe la hramul așezământului monahal. În mijlocul obștii s-a aflat preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a binecuvântat altarul de vară al schitului și a săvârșit sfânta liturghie. Ne-am bucurat foarte mult că și în acest an au venit credincioși, pelerini din episcopia noastră, dar și din alte zone ale țării. De asemenea, ne-am bucurat foarte mult să vedem cum obștea mănăstirii face o lucrare misionară și pastorală deosebită. De la un an la altul sunt tot mai mulți credincioși care frecventează această mănăstire și se numără printre ctitorii și binefăcătorii ei. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această vreme frumoasă pe care ne-a oferit-o și astăzi, ca și în 14 septembrie când am slujit pe Muntele Mic, și îl rugăm pe Mântuitorul să ne ajute să ne purtăm cu demnitate și responsabilitate crucea vieții și să înțelegem cuvântul Evangheliei de astăzi: oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Ne-am bucurat de faptul că am văzut că ansamblul monastic de aici, de la Petroșnița, se finalizează, mai ales că astăzi, înainte de începerea Sfintei Liturghii, a fost binecuvântat un foișor de vară, un paraclis în care se vor oficia Sfintele Slujbe. Iată așadar, pe lângă programul liturgic, obștea mănăstirii de aici la Petroșnița se îndelenicește și cu partea de gospodărire, astfel încât vedem un ansamblu monahal bine definit, în care se desfășoară rugăciunea, se desfășoară activitatea monastică, dar și credincioșii au posibilitatea de a veni, de a se bucura și de a admira frumusețile care se realizează în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Pentru noi, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci este ziua cea mai însemnată de peste an, ziua în care noi prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, hramul mănăstirii noastre. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ridicat un nou altar de vară în care am săvârșit dumnezeiasca liturghie împreună cu preasfințitul și cu un sobor de preoți și cu o mulțime mare de credincioși care au participat împreună cu noi la rugăciune. Suntem un grup de 10 persoane care am venit din Galați. Pentru mine este pentru prima dată când vizitez această mănăstire. Celelalte doamne vin de când a început construirea ei și am găsit un loc minunat și mai ales niște oameni foarte frumoși. Aici vin relativ des, nu știu, m-am legat de locul ăsta. Mă simt ca acasă sau plutesc mai bine. Deși merg în pelerinaj în toată țara de an de zile. Numai peisaj, când te uiți în sus și vezi Valea Timișului, Țar cu Muntele Mic încoace spre Semenic. Ce vă place la mănăstire aici? Totul. Totul. Dragostea cu care ne înconjoară Părintele Onufrie, Maica Stareță, Maicile. Schitul Petroșnița a fost întemeiat în urmă cu 13 ani pe dealul numit Radeș. Pe lângă hramul principal, înălțarea Sfintei Cruci, schitul se află și sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei.